Bun găsit la Closing Bell, Claudiu Cazacu sunt, mă bucur să ne auzim și să ne uh, regăsim într-o uh, variantă, cred, destul de numeroasă, având de vedere vremea de afară. Spuneți-mi dacă uh, nu cumva simțiți că toropeala uh, se transmite și în piețe. E o iluzie cumva, fiindcă vremea nu cred că este la fel de... Urâtă și la New York sau la... Deși la, la Londra s-ar putea să fie, sunt șanse bune să fie, dar oamenii sunt obișnuiți acolo. Toropeala vine mai degrabă din lipsa de informații macroeconomice. O zi liberă în Statele Unite. La 5 și jumătate, Evans vine cu un discurs care am avut pe Lockhart ceva mai devreme. Putem constata aici câteva dintre mesajele pe stock sau pe... Uh, pe news, informații despre uh, declarațiile importante. Iată. Uh, Lockhart, ideea de bază este pro ridicarea dobânzii până la finul acestui an, dar decizia va fi data dependent. Vreo de aici, eu nu detectez. Piața a avut un moment de spăgelă la 1.13.83 uh, și o lansare neconvingătoare spre 1.14. Pentru moment, cred că, deși piața pare a se consolida, riscurile sunt mai degrabă descendente, spre 1.13.50. 13, Într-o idee corectivă, o sesiune ceva mai uh, liniștită. Lucrurile vor prinde ceva mai mult interes mâine, uh, când, uh, pe lângă date de importanță uh, medie din Europa, avem la ora 12 țev în Germania și uh, apoi la ora 1 un indicator în mediul de uh, business pentru companiile mici și mijlocii uh, din Statele Unite. Bun, revenind la EuroSD, uh, cred că dincolo de uh, trepidațiile modeste ale sesiunii uh, europene, vom avea uh, riscuri de a sparge unul dintre nivelurile cheie. Mă gândesc că dacă piața nu a putut să Uh, se îndrepte spre 1.14 ar fi un pic de vulnerabilitate descendentă. Sub 1.13.50, 1.13.25 ar fi pragul de urmărit, apoi 1.13.10 și 1.13. Uh, cumva, dacă spargem 1.14, ne uităm la 1.14.17 și 1.14.46. GBPUSD, pe de altă parte, are o tendință și ea se regăsește conturată favorabil. Uh, văd o posibilitate de apreciere uh, pe termen scurt, uh, dar uh, este încă discutabil dacă 53.80 va putea fi uh, depășit 1.54, a fi rezistența următoare, apoi 54-24. Uh, pe termen scurt, cred că putem să ne jucăm cumva în zona 1.53-50, 53 80 uh, semnalul de întoarcere oferit ora trecută nu este extrem de periculos deocamdată, lucrurile devin mai serioase pentru lira sterlină, să dacă mergem sub uh, linia de uh, trend, cea cu linie punctată de acum, sub 1.5335. Am avut un discurs din partea lui Will, de la uh, Banca Centrală. Mai avem la 4 și jumătate, însă poate chiar mai interesant, Conference Board Leading Indicator pentru, sta pentru Marea Britanie. Valoarea anterioră a fost pe minus 0.3%, acum ne aș așteptat la un plus, cred că un plus de 0.2-0.3-a trebuit să uh, întărească apetitul pentru uh, cablu. Mergem la USD-JPY, dolar-yen alunecat spre 120 și dacă sparge 120 ne putem uita chiar la 119.92. Rezistența următoare este 120.35%. Reperele largi, deci, rămân cele discutate 92 și 120-35. Într-o secvență descendentă, ușor corectivă, dolarul cred că va putea în din urmă să aibă un rebound către 120-35. Evoluții care pot să fie laterale sau tranzacționabile, cred, doar pentru cei care se uită pe un grafic M5, unde par avea așa un pic de amplitudine dar în realitate este o piață destul de calmă. Mergem la d 30 Piețele arată slab. Pe de o parte am avut o corecție anticipată de dimineață, însă acum ora aceasta poate deveni, deveni mult mai serioasă în momentul în care închidem în afara canalului de trend. Nu e obligatoriu să avem o întoarcere de foarte lungă durată sau foarte severă, dar în orice caz șansele pentru această idee de corecție au crescut. 9970 ar fi prag de suport și mai jos 9930 sau 9905. Lucrurile cred că au început deja o turnură descendentă și mă gândesc chiar, m-am gândit în deschidere, am zis să mă așteptăm puțin, mă gândesc chiar la o poziție descendentă pe care o să și luăm de altfel. Uh, un 003 nu, uh, nu e o valoare foarte ridicată. Problema este că e o sesiune cu lichiditate restrânsă în care uh, va fi foarte ușor de mișcat piața aproape, uh, aproape la întâmplare, uh, executând niște ordine uh, amânate uh, sau uh, făcând tranzacții comerciale care nu au legătură neapărat cu uh, operațiunile operațiuni uzuale, pe valute care să se reflecte ulterior și în piețe de capital. Dar dincolo de această evoluție, mă gândesc că, iată, o să punem un stop la 10.109, mă gândesc că riscul este descendent și piața chiar se se orientează în prezent de scădere, nu o să pun un take profit deocamdată, fiindcă mi se pare că s-a conturat o, o tendință, o să acționăm în momentul în care simțim acest lucru. Necesar. O idee despre, despre piața germană, dacă vom, vom mai reveni la zona 9300-9400. Mai degrabă un subiect de market briefing, dar haideți să spunem că în următoarele 1-2 săptămâni nu este exclus să se întâmple așa ceva. Nu cred că este exclus să avem aceste minime, dar vom analiza mai mai detaliu mâine. Ce voi face acum însă va fi să mutăm nivelul de uh, stop loss aici la 10.089 și fiind o poziție pe termen foarte scurt care deja s-a a fi profitabilă, mă gândesc, că, mă gândesc dacă nu cumva trebuie să realizăm și o închidere asta. Uh, pentru mine o țintă uh, Inițial ar fi undeva în zona 10.058-10.060 de puncte, deci de ce puncte mai jos? Nu e diferență foarte mare, nu e nici, uh, nici foarte mică, dar având de vedere sesiunea de astăzi cu multiple riscuri, am, uh, am închis poziția. Am preferat să o închid. Cred că dacă suntem pe un H1 posibilitatea de ședentă există în continuare și destul de considerabilă. Dar nu aș vrea ca piața să ne vină la stop loss-ul modificat și după aceea să meargă mai jos. Cu poziție mică și cu stop loss în zona pe unde lăsasem noi inițial, e posibil să, să mai coborăm încă. Pur și simplu asta e, este ceea ce am decis. Bun, acum... Ideea pentru astăzi este, deci, ne uităm la 10.055, o lunecare sub acest palier, ar fi la 10.000 de puncte și apoi la 9.980, apoi 9.964. Cred că până la 9.980, chiar dacă ieșim din canalul de trend ascendent, nu punem în pericol mișcarea mai largă constructivă. Rezistența ar fi la 10.122 și 10.170. E o sesiune mai liniștită, în mod normal să piața ar trebui să mai coboare puțin și poate să închidă undeva în intervalul 10.050-10.100 de puncte. E ideea mea de bază. Dificil de, de pronosticat astăzi. Astăzi e mai bine să fim reactivi și nu anticipativi. Mă bucur că am avut aceeași părere legat de, de poziție de deschis și de închis. Suntem... Uh, Văd că uh, există între, între participanți opinii care s-au suprapus destul de bine cu ceea ce am executat. Dar acum să vedem dacă, dacă a fost o idee bună sau nu. Viața ne va arăta. Uh, US30 oferă un canal de trend ascendent încă, tot mai fragil însă. Uh, pe futures uh, m-aș aștepta ca sesiunea de tranzacționare sesiune să fie deschisă, nu am verificat. Uh, nu știu dacă spotul este deschis, dar uh, FCS-ul de obicei este mai, uh, uh, mai accesibil. Uh, 16.960, fie că e vorba de orele acestea, fie că e vorba de... S-ar putea să fie o închidere mai, uh, care să se petreacă ceva mai devreme astăzi. Trebuie verificate în mesajele pe care le aveți și pe, uh, pe site-ul nostru, uh, în zona știri de piață. Uh, bun, uh, pentru US30, 16.960 este primul prag de suport și apoi 930, 910, ulterior 870. Mă gândesc și aici la riscuri descendente. Uh, riscuri care încă nu s-au materializat, dar uh, ar fi destul de amenințătoare. Uitați-vă puțin la acest grafic daily, limita a unui canal de trend, dacă avem o închidere astăzi, hai să spunem că tranzacționarea intraday astăzi poate să uh, pună anumite provocări, dar în realitate uitați-vă la o închidere a zilei. Dacă se petrece la 940 și bine, 940 sau mai jos, am avea un semnal de slăbiciune mai ales uh, uh, având în vedere seria lungă de aprecieri și faptul că anumiți indici uh, de natură fundamentală nu arată spectaculos. Ceea ce merge cumva în favoarea US30 și de favoarea DE30 este evoluția EuroSD, uh, mai aproape de 1.14 astăzi. Acum văd că s-a mai speriat puțin și probabil lucrurile se vor mai se vor așeza un pic mai jos, dar în realitate, la aceste cotații, în termeni relativ, acul indicatorului de preferabilitate merge mai mult spre Statele Unite. Deci avem aceste rețineri și ele pot fi urmate de către piață, însă după ce avem o confirmare deci o închidere la în și acestui canal de trend. Altfel, întotdeauna inerția este ceea ce preferă investitorii, sau să le spunem așa, minimul efort ori minima rezistență, că nu avem vești noi, se urmează calea anterioară. Și calea anterioară este un canal de trend 960 suport, 17.060 rezistență. Rezistență apropiată nivelul de 17.015 puncte. Cu alte cuvinte, dacă depășim 17.015, putem merge către limita superioară a canalului de trend, acesta mai mic, dar și a unuia mai larg, către 17.060, 70 de puncte, aproximativ. Peste care avem 17.100 de puncte, 17.110, e acest nivel și o să-l las pe grafic. Trebuie să avem un chidaj de acest tip. și și ulterior zona 17.230. Bun. Mergem la petrolul WTI. OPEC a produs un nou raport din care reiese că cererea va scădea. Ar fi fost un raport bullish, dar prețurile era preferat să vândă, chiar, chiar la scurtă vreme după apariția sa. Este o vânzare fără consecințe deocamdată, ar deveni mai serios dacă mergem sub 49.25, dar utilă ca purtătoare de mesaj. Am acoperit un gap, de aici lucrurile pot să devină mult mai problematice. Cu alte cuvinte, sub 49.42 am putea merge către 49.01. Tendința ascendentă este pusă în pericol dacă însă coborâm sub 49.01, nivelul următor fiind 48.65 și 48.34. Într-o asemenea sesiune, mi-e e realmente greu să mă, să mă pronunț, aș spune însă că la cum s-a mișcat piața există un pic de vulnerabilitate descendentă. Mai ales dacă închidem sesiunea astfel, ar fi un pic, un pic pericol. Însă, uitați-vă, acum două zile am discutat și de dimineață la uh, daily briefing, sau hai să spunem undeva în, între dimineață și prânz, uh, lucrurile se pot salva până la finele sesiunii, dar așa cum arată în prezent, sunt uh, mai degrabă uh, riscuri descendente. Dacă piața revine undeva spre 50, 70, 51, cu atât mai, mai puternic, ne pregătim pentru continuarea creșterii. Altfel, s-ar putea să fie nevoie de un pic de pauză aici. Deși opțiunea noastră rămâne pe termen mai lung, încă ușor favorabilă. Bun. Vom discuta și despre USD RON un pic mai încolo. Mergem la AUR, o retestare a linie de trend. Deocamdată 1163. Nu arată încă uh, foarte slab, dar totuși mă gândesc că uh, dolarul este prea slab și că aurul ar trebui să genereze o anumită corecție. Uh, dacă o face acum, sub 1163, vom avea un semnal chiar și pe M30 ar fi credibil. Uh, o închidere sub 1163 pe M30 ne-ar putea transpune într-o direcție descendentă spre 1157. Suportul ulterior 1153-1150. Dacă este salvat de data aceasta, ne lansăm probabil spre 1170, dar tot cred că ar fi cazul să vedem o corecție un pic mai consistentă. Tendința pe termen lung este însă de a merge la 1173 și apoi 1177, doar că mi se pare că a mers prea repede și e nevoie de mai mult timp de reașezare. Bun, haideți să mergem la AUDUSD și apoi în USD și USD RON. AUDUSD a dat un semnal de întoarcere pe termen scurt, doar că încă piețele nu s-au convins în cele 20.000 de ore aceasta că e direcția de urmat. Cred că o vor face, dacă nu acum poate mai au un câștig modest de od din la 20 30 de pip și de acolo revenim la linia de trend. Dar asta nu ar schimba direcția preponderentă ascendentă încă. Suportul este la 73.50, 50, apoi la 73.20. 20. Trebuie să Vedem însă ce declarații face în această noapte viceguvernatorul Lowe și cum vin datele de încredere a mediului de business la ora 3 și jumătate. Eu personal am, am un pic de rețineri, fiindcă datele din China par a fi ceva mai, mai bune, dar el nu cred că sunt capturate de raportul din Australia. În timp ce piața locală, economia locală, pare a se fi așezat și flexibilizat. Deci lucrurile sunt, sunt cumva sunt cumva prinse între cele două interpretări posibile. Uh, văd uh, un AUD care este vulnerabil prin prisma aprecierii sale anterioare, chiar dacă tendința în cele din urmă a fost ascendentă. Uh, aș vedea, deci, un loc pentru uh, o mișcare care să continue încă foarte puțin, uh, poate o colecție un pic mai consistentă și în sesiunea asiatică uh, timp pentru turbulențe nzd -USD are un aspect similar, un pic mai curajos parcă NZD-ul, 67-36 nivel de rezistență, peste care 67 067-66 intră în discuție. Suportul este 067-15, cred că această tendință va mai continua puțin, dar iarăși avem și aici o posibilitate de ajustare descendentă mai consistentă de ordinul, ce ar însemna mai consistent, de ordinul a 40, 50, poate chiar 60 de pips, ceea ce ar însemna 1% în cazul NSD-USD. Bun. USD-RON. USD-RON este o imagine, oglindă a EURUSD în perioada când EUR-RON este stabil. Am citit-o, observați aici, este adevărat. EUR-RON cam este stabil și atunci vedem cum USD-ul coboară față de LEU, așa cum coboară față de Euro. Dacă ne uităm uh, la USD RON aici, există o situație care mi-e amintește de alte monede, de, de, monede exotice, să nu considerăm leul neapărat o monedă exotică. Um, Într-un astfel de scenariu, am spune că dolarul ar mai avea de, uh, de, suferit, dar pe termen scurt se apropie de poate de un nivel uh, de unde va avea un rebound. 387 însemnat că am acoperit un gap mai vechi, și uh, tot în această regiune avem un suport, uh, o secvență de linii de suport destul de, uh, uh, destul de bună. 3.87 uh, este un nivel notabil. Pentru mine uh, e posibil ca piața să cunoască un ricoșeu undeva spre 3.90, poate chiar uh, ceva mai sus, 3.91, 3.92, depinde și de EUROSD. Dar acest 387, cât de important este el, ar putea fi în cele din urmă, spart, uh, piața coborâns pe 383 sau um, poate chiar undeva spre un 381. Pe termen mai lung, tot ceea ce se petrece aici, vedeți cât de, cât de bine a fost... Uh, uh, a fost bifat nivelul de extinție de 200, 200% piețele s-au oprit înainte de acel nivel cheie și ulterior înainte de 168, puțin, uh, puțin după 168, dar revenind ideea este uh, ceea ce se petrece aici are un aspect corectiv. Corecția se poate prelungi uh, în funcție de uh, ce cred piețele despre Fed, nu neapărat ce va face Fed, deocamdată e vorba de ce cred, dar e încă o corecție. Iar retragerea de 41.4 este situată abia la 3.79.50, deci mai e puțin până acolo. Ceva mai jos avem chiar 3.70, 3.60 pe termen mai lung. Cred că piața în etape va avea un ricoșe pozitiv, poate o nouă alunecare, ce din urmă toată această piață este o corecție și cred că vom vedea în lunile următoare nu se deron mult peste 4. Asta este ideea de bază. Cu Euroronul e mai simplu, suport 4,40-90 și apoi 4,40-40-4,40. Am dat un nivel pe termen scurt. Piața a deschis un pic mai sus, s-a dus ușor în jos. Nu ne surprinde, din păcate n-a fost foarte tranzacționabil, uh, fiindcă fluctuații sunt mici. Rezistența 4,41,50 și 4,41,90. Datele din economia reală au fost strălucitoare, dar leul se simte bine câtă vreme indicele german și apetitul pentru risc în general sunt la niveluri ridicate. Vedem uh, în orele următoare ce informații ne mai poate uh, oferi uh, din Statele Unite. Evans, 5 și jumătate. Avem uh, discursul guvernatorului Bank of Canada la 8 și 20 și la 11 și jumătate poate fi puțin mai interesant pentru EUROSD. Noel, uh, uh, cred că, cred că Lel Lel Brainard uh, despre politica uh, FED. Aici uh, riscuri uh, riscuri uh, hawkish cred un pic mai puternic profilate decât cele uh, dovish. Atât pentru moment am prezentat opiniile noastre vis-a-vis de piață. O după amiază plăcută și uh, o seară frumoasă. Pe curând! La revedere!